în acest weekend, într-adevăr, și-a găsit marea iubire, iar acum viitorul familiilor este extrem de promițător. Și dacă și tu ești în căutarea jumătății tale, eu chiar îți recomand să privești și să asculți cu atenție materialul care urmează. Vei înțelege de ce îți spun asta. Mireasa și-a ales câștigătorii dragostei după 4 luni de trăiri intense. Premiul cel mare de 40.000 de euro a fost câștigat. Marele premiu de 40.000 de euro merge către cuplul Armandra. Și să vă ajute în viață, să fie un start greu pentru voi. Andra și Armando și-au unit destinele în direct, iar ceremonia a fost văzută de milioane de telespectatori, emisiunea fiind lider detașat de audiență. Rădulescu Armando Valentin. De bunăvoie și nesilit de nimeni. Luați în căsătorie pe domnișoara Nicolin Andra Maria? Da. Domnișoara Nicolin Andra Maria, de bunăvoie și nesilită de nimeni. Luați în căsătorie pe domnul Rădulescu Armando Valentin? Da. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Dar marea surpriză a venit abia atunci când un alt cuplu a dorit să se căsătorească. Vreți și voi să vă căsătoriți? Da! Da! Mai avem? Bravo! Domnule Raicu Ionuț Mircea, de bunăvoie și nesilit de nimeni, luați în căsătorie pe domnișoara Marin Alexandra? Da. Domnișoara Marin Alexandra, de bunăvoie și nesilită de nimeni, luați în căsătorie pe domnul Raicu Ionuț Mircea? Da. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Consta că puteți aplauda. Emisiunea Mireasa nu se oprește aici. Se caută noi concurenți pentru cel de-al doilea sezon. Și tu te poți înscrie pe castingarondantena1.ro sau la numărul de telefon 0758 244 659.